Teofil Mihăiescu. Pe Teofil, cum îi spune și numele, ca să zic așa, chiar, cum să spun, numele de botez, cred că l-a tras și către această temă într-un fel, pentru că a iubit pe Dumnezeu, la el este pur și simplu rostirea numelui. Îi mulțumesc și părintelui că, iată, Teofil ne-a dus împreună, părinte. Am cunoscut în persoană un cititor al cărților mele, să știți că nu sunt așa de mult și îi prețuiesc foarte, foarte mult când îi cunosc, mai ales dacă sunt dintre purtătorii, să zic așa, uniformei de preot ortodox. Eu n-am să vă spun despre textul lui Teofil, pentru că, așa cum mi-am și spus, aștept și o carte care să însoțească mult mai, cum să spun, mult mai comparabil cu fotografiile, să însoțească această experiență. Eu cred că, din ce vedeți în acest album somptuos grafic, și înțeleg că sunteți de vină și vă mulțumesc că l-ați făcut atât de frumos, îi devine și profesiunea de arhitect care obligă la un anumit standard compozițional al imaginilor în sine, dar este și un dat tipografic pentru care trebuie să fim recunoscători.